Vreau să vă rog să deschideți împreună cu mine în această seară Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor, cartea preferată a penticostalilor, se spune. Și aș vrea să citim Cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 20. Vreau să citim de la versetul 6 până la versetul 16. Acum știu că, în mod normal, când citim Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi observă anumite lucruri, dar aș vrea, într-o oarecare măsură, să vă dau un indiciu. Pentru a înțelege mai bine tema din seara aceasta, aș vrea să vă focusați și să vă concentrați foarte mult pe acele locuri din aceste versete unde o să apară referințe legate de date, de zile. Pentru că o să avem un subiect interesant de abordat în seara asta și aș vrea să vedem niște lucruri. Deci focusul aș vrea să fie pus pe ceea ce înseamnă zile, cronologie în textele acestea biblice. Și spune cuvântul Domnului așa: iar noi, după zilele praznicului azimelor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei, în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții, cum o să facem și noi în seara asta. În odaia de sus, unde erau adunate multe lumini, un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al 3-lea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el și l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și nu le-a dat drumul, ci spune Biblia că a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Noi am venit înainte lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-au întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos și ne-am oprit în Troglion. Și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua 50.000. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să vă binecuvântați unii pe ceilalți. De data asta nu vă ofer libertate, ci în această seară vreau să vă dau un salut frățesc pe care să-l transmiteți altora și te rog să-i spui un hotărât românesc: nu-ți mai pierde vremea. Spune asta celui de lângă tine. Și tare mă gândesc că poate te-ai pus în seara asta lângă cineva care trebuia să-ți dea bani. Și te-ai gândit să-i spui și vrei să-i spui ceva, nu în timpul saltului, și spui: nu mai pierde vremea, că nu o să se întâmple nimic. Sau poate că stai lângă copilul tău în seara asta și tot îi spui că trebuie să se schimbe și el te-a salutat: nu-ți mai pierde vremea. Oameni buni, dăjduiesc în această seară să nu pierdem vremea, pentru că suntem în casa lui Dumnezeu și Biblia spune că trebuie să răscumpărăm vremea, căci zilele cum sunt? Sunt rele. Domnul să ne ajute ca noi să fim buni, indiferent de cât de rele sunt zilele pe care le trăim, în care trăim pe acest pământ. Bun, știu că introducerea asta a fost puțin mai relaxantă pentru voi, dar vreau să vă întreb ceva și vreau să vă gândiți la modul cel mai serios la aspectul acesta. Știți că viața este imprevizibilă, nu? Și că habar nu avem ce o să fie mâine. Habar nu avem ce o să fie peste o săptămână, peste o lună, peste 2 luni de zile. Viața e imprevizibilă. Și totuși,
Vreau să te întreb ceva în seara asta. Dacă ai ști că mâine, la ora 8 seara, îți închizi socotelele cu viața asta. Dacă ai ști, de exemplu, că poate mai ai de trăit exact 24 de ore. Vreau să te gândești și vreau să te întreb ceva. Ai schimbat ceva astăzi? Dacă ai ști că mai ai de trăit, poate, hai să nu fie așa de scurt, o săptămână, dar să fii sigur. Efectiv, să primești informația aceasta certă că mai ai de trăit exact 7 zile pe pământ. Vreau să vă întreb, am schimbat ceva în viața noastră? Am schimbat anumite priorități? Am renunțat la anumite lucruri? Ne-am apucat de altele? Ce ziceți? Cred că, dragii mei, răspunsul este unul cât se poate de evident, cu siguranță. Cu siguranță că sunt lucruri pe care le-am schimbat în viața noastră, probabil radical și cu 180 de grade. Vezi, dumneavoastră, dacă am ști 100% că mai avem 3-24 de ore sau 7 zile, ne-am pune din secundă următoare pe treabă. Și cu toate acestea, noi nu credem cuvântul lui Dumnezeu care spune că viața noastră este un abur care se arată puțin tel și apoi ce face? Pierde. Și cu toate acestea nu luăm foarte în serios ceea ce Biblia spune, și anume că ziua de mâine nu este a noastră. Nu-i dăm o valoare atât de certă. De-aia mă rog în această seară, dragii mei, să luăm cuvântul lui Dumnezeu cât se poate din serios. Viața e imprevizibilă. Și tocmai de aceea ar trebui să, în mod previzibil, să facem niște lucruri în viața noastră. Dragii mei, am citit, de exemplu, un jurnal scris de către părinții unui copil care a fost diagnosticat undeva la 90 ani cu o boală gravă, o formă gravă de leucemie, iar medicii au spus că mai are de trăit 3 luni de zile. Și spuneau părinții aceștia doi că dintr-o dată, tot timpul lor s-a schimbat. Dintr-o dată prioritățile lor s-au schimbat. Dintr-o dată n-au mai lăsat copilul să stea în fața telefonului toată ziua pentru că n-aveau timp de el. Dintr-o dată au început să facă un jurnal al fiecarei zi, împărțit cu activități, cât să stea cât mai mult timp și cât mai eficient, 3 luni de zile cu copilul lor. M-am auzit de asemenea mărturia unui frate, cărei soția a fost diagnosticată tot cu formă gravă de cancer, 2 luni de zile a mai văzut trăit. Și spune, frate Dorel, dintr-o dată, aceste 2 luni de zile, le-am trăit total diferit. Pentru că, dragii mei, momentul în care aflăm că mai avem puțin, momentul în care aflăm că nu mai avem foarte mult timp, dintr-o dată începem un proces de schimbare în viața noastră. Vezi, dumneavoastră, am citit în această zi despre un om al lui Dumnezeu pe nume Pavel, care este înconjurat de o echipă extraordinară pe care și-o alcătuiește. Pavel, dragii mei, a pierdut foarte mulți ani din viață mergând pe contrasens cu Dumnezeu. Omul acesta a mers într-o direcție greșită. Ani de zile a prigonit biserica, ani de zile a detestat biserica lui Hristos și pe Hristos. Dar la un moment dat, apostolul Pavel, dragii mei, măcar că este ultimul care se întoarce la Dumnezeu, cronologic vorbind, dintre toți apostolii. Dintre toți apostolii, Pavel este ultimul care se întoarce la Dumnezeu. De ce? Pentru că a pierdut foarte mult timp mergând pe contrasens cu Dumnezeu. Dar din momentul în care se întoarce la Dumnezeu, apostolul Pavel, dragii mei, începe să facă niște lucruri extraordinare. Începe să-și gestioneze viața de o asemenea mare, într-o asemenea măsură, încât omul acesta ajunge la un moment dat să fie cel mai harnic dintre toți ucenicii. Ba ajunge, dragii mei, să facă mai mult decât toți ceilalți. Și, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu asta în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 9. El zice că eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, că eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Și ce spune? Și în cele din urmă, când vorbește despre arătările Hristosului celui înviat, după ce pune acolo liste întregi de oameni și la un moment dat sute și sortă la femei și la Chifa și la Ioan și spune și în cele din urmă, ultimul mi s-a arătat mie. Și măcar că a pornit, dragii mei, ultimul din bloc startul ăsta în cursa alergării pentru premiul ceresc. Uitați-vă, zice Pavel, și prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zădarnic, ba încă am lucrat. Și ce spune el? Mai mult decât toți, totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.
Pentru că, dragii mei, Pavel realizează că timpul pe care îl mai are de trecut pe acest pământ și de petrecut e un timp scurt și este limitat. Și din momentul în care omul ăsta se întâlnește cu Iisus Hristos, înțelege că nu mai poate să-și piardă vremea și pornește, dragii mei, într-o alergare puternică, într-o alergare consistentă, perseverență. Și, dragii mei, de la El și din Cuvântul lui Dumnezeu și din principiile Cuvântului Dumnezeu, aș vrea în această seară să învățăm acest principiu banal, poate, dar atât de profund, dragii mei, în ceea ce privește implicațiile Lui. Nu-ți mai pierde vremea. Nu-ți mai pierde vremea. Vorbesc celor care au 16 ani și au impresia că o să mai aibă încă 50 în plus. Vorbesc celor care sunt la 60 de ani în seara asta. Vorbesc celor care sunt la 39 de ani, la 40, la 50. Vorbesc pentru toți, începând cu mine în seara aceasta. Dragii mei, mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită prin Duhul Sfânt în această seară este în direcția aceasta. Nu-ți mai pierde vremea. Nu-ți mai pierde vremea. Și ca să nu ne pierdem vremea, dragii mei, vreau să ne uităm atent în Cuvântul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să subliniez e o formulare aparent simplă, dar, dragii mei, de la care pornește totul. Ascultați-mă bine. Trebuie să observi anumite lucruri foarte importante când vine vorba despre timp. Când vine vorba despre timp, Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii ca să înțelegem. Dumnezeu vrea să vedem în această seară anumite lucruri care sunt foarte, foarte, foarte importante legate de timp. Dragii mei, Faptele Apostolilor, capitolul 20, pentru că v-am spus să fiți atenți la momentele acelea unde se vorbește despre zile, 7 zile, o zi, 3 zile, e foarte important să ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 2, dragii mei, nu doar ca la un jurnal de călătorie, ci, dragii mei, văd Faptele Apostolilor, capitolul 20, în acest context, ca dacă vreți, un jurnal de gestiune a timpului. Văd la Apostolul Pavel un om care a înțeles că trebuie să gestioneze timpul, pentru că timpul este valoros și că nu are timp de pierdut. Și omul acesta, dragii mei, și prin el și prin viața lui și prin Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să înțelegem și să vedem niște lucruri foarte importante, să le observăm în seara asta. Lucruri foarte importante, dragii mei, legate de timp și când vorbim despre timp. Dragii mei, timpul este o chestie și o problemă, în primul rând, teologică și apoi cronologică. Noi de foarte multe ori când vine vorba despre timpul, percepem ca pe o chestie cronologică. O trecut o zi, e o săptămână, e un an, e 2 ani, e o decadă, e un mileniu, e un secol. Oameni buni, timpul în primul și în primul rând trebuie privit ca o problemă teologică și după aceea una cronologică. Și știți de ce? Pentru că, dragii mei, uitați-vă în Geneza capitolul 1 cu versetul 4. Acolo se vorbește, dragii mei, despre Dumnezeu care, dacă vreți, creează timpul acesta pe care noi îl percepem pe acest pământ. Dumnezeu care este în afara timpului ne oferă timp nou, dragii mei, dar timpul acesta este un timp limitat. Uitați-vă cum a început istoria cronologică, dacă vreți, a timpului. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Timpul este, dacă vreți, creația lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, timpul, eu trebuie să am o perspectivă teologică despre timp. Timpul este de la Dumnezeu, timpul mi-a fost dat de Dumnezeu. 70, 80, 20, 16 e ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie. Și după ce înțeleg că, în primul rând, timpul este o problemă teologică, după aceea, dragii mei, trebuie să înțeleg că el este și o chestie și o problemă cronologică. Psalmul 90 cu 12. Învață-ne, spune acolo Moise, să ne numărăm bine zilele ca să ce să facem? Să căpătăm o inimă înțeleaptă. Pentru că dacă învăț să-mi număr, să-mi socotez bine zilele, voi dobândi o inimă înțeleaptă. De ce? Pentru că voi ști cum să gestionez acest dar lui Dumnezeu. Timpul este o problemă teologică, este darul lui Dumnezeu pentru noi, dar în același timp, dragii mei, este un dar pus în mâinile noastre și este și o problemă cronologică. Începem să numărăm, a fost o zi, după aceea vei vedea tot în Geneza capitolul 2, a fost a doua zi, a fost a treia zi și avem zilele creației și după aceea avem zile și zile și milenii care s-au scurs de atunci.
Și este o cronologie, dacă vreți. Dragii mei, ideea este următoarea. Noi am inversat paradigma lui Dumnezeu. Pentru noi, dragii mei, timpul îl percepem în primul și în primul rând doar ca o chestie cronologică, nu ca una teologică. Noi am inversat rânduiala lui Dumnezeu și prioritățile lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, dacă am învățat să prioritizăm timpul, să-l privim ca dintr-o perspectivă teologică, altfel l-am gestionat. Uitați-vă Efeseni capitolul 2 cu 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte. Ce să facem? Să umblăm în ele și astfel, dragii mei, să ne trăim viața, astfel să încântăresc anii, zilele, săptămânile, secundele, orele, minutele. Pentru că eu trebuie să umblu în planul lui Dumnezeu. Dar eu consum zile. Eu am agenda mea, eu am planurile mele și eu nu țin cont de ce planuri are Dumnezeu cu mine. De aceea în această zi, mă rog, în numele lui Iisus Hristos, indiferent de agenda pe care ți-ai făcut-o, rupi-o dacă nu e făcută din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că e o pierdere de timp, risipești timpul, îți pierzi vremea, de fapt. În cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament, și sper și mă rog ca să nu vă scufundați, ci ca și Titanicul, să nu vă pierd aici, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea putere, o să mai vă controlez cu un amin imediat ca să fiu sigur că nu v-ați pierdut pe drum. Dar e foarte important, dragii mei, nu epatăm cu cunoștințele noastre din limbă greacă, însă alții care știu mai multe și alții care la rândul lor știu de la alții mai multe, dar dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea aceasta numită Scriptura, există doi termeni din limba greacă care definesc timpul. Este timpul chronos, de unde avem cronologie. Și este timpul kairos. Apoi, frate Dorel, plecăm de la biserică, vorbim în limbi în seara asta. Dar ce să vorbim la biserică? De chronos și kairos, dar ce aia? Domnul Iisus Hristos te iubește, asta înseamnă. Chronos și kairos. Timpul chronos, dragii mei, se referă la durata timpului, timpul segmentat în secvențe, egale, nediferențiate, secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni, ani. Cât ai să la biserică? 2 ceasuri. Ăsta e timpul chronos. Dar timpul kairos, dragii mei, este întinderea și profunzimea timpului bogat în prezența și planurile lui Dumnezeu. Timpul chronos în momentul acela de răscruce, de cotitură în istoria omenirii și a vieții unui om. Dați-mi voi să vă dau exemplu. Acolo unde în Scriptură nu apare cuvântul chronos, ci kairos, pentru că este o însemnătate extraordinară. Marcu 1 cu 15, la debutul lucrării mesianice al lui Iisus Hristos, Iisus zice așa, El zicea, s-a împlinit vremea, kairos, acum e vremea. E debutul activității misionare a Domnului Iisus Hristos și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, ne descrie momentul acesta ca fiind unul extraordinar de important. S-a, spune cuvântul Dumnezeu, împlinit vremea. Un alt loc în Scriptură unde apare timpul cu această formă, kairos, Luca 19 cu 42, când Iisus plânge pentru Ierusalim, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut kairosul, timpul, vremea cercetării tale. Sunt momente importante, dragii mei, și mă rog ca în această seară, pentru tine, timpul să nu fie ceva cronologic, 2 ceasuri petrecute în biserică, mă rog ca în această seară, pentru tine, timpul să fie kairos, să fie o întâlnire cu Dumnezeu, să marcheze ceva în viața ta. E, dacă vreți, întâlnirea lui Iacov la scara cerului cu Dumnezeu. Sunt momentele în care viața ta se schimbă cu 180 de grade, sunt momentele în care te schimbi, sunt momentele în care iluziile dispar, sunt momentele în care percepția lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu încep să o resimți într-un mod intens. Mă rog ca în această seară, dragii mei, să avem parte de un astfel de timp aici în biserică. Și să imprimăm în viața noastră această importanță. Pentru cei care trec printr-un moment de acesta kairos foarte important, fără să înțeleagă nimic, celebra frază rostită de scriitorul T.S. Eliot, am zis într-o carte zilele acestea, se aplică foarte bine. Auziți ce spunea T.S. Eliot? Am trăit experiența, dar nu i-am prins înțelesul. Am trăit experiența, dar nu i-am prins înțelesul. Să trăiești o experiență în prezența lui Dumnezeu.
să cerceteze Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta, să se coboare Duhul lui Dumnezeu la rugăciune, la cântare, oamenii să fie cercetați și tu să fii efectiv separat de ei. Să trăiești experiența asta, dar să nu înțelegi sensul. În toată inima mă rog, dragii mei, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să trăim intens timpul acesta. Ce este timpul? Timpul, dragii mei, este unitatea de măsură a vieții. Este unitatea în care este măsurată viața. Zilele, anii vieții noastre, zice Moise, se ridică pentru unii 7, de mai tare la 80. E, dacă vreți, e măsura vieții. Și noi percepem timpul sub trei forme. Timpul trecut, timpul prezent și timpul viitor. Ieri spunea cineva istorie, mâine e un mister, astăzi este un dar. Ăsta este modul în care trebuie să percepem timpul prezent. Cel mai important timp, ascultă-mă, de departe și singurul care contează, e timpul prezent. Timpul prezent e așa de important pentru că spunea la un moment dat și așa de bine vorbea C.S. Lewis în afirmația aceasta, este acel punct anume, acum, aici, în momentele acestea, în prezentul acesta, e acel punct anume în care timpul întâlnește eternitatea. Asta e prezența. Acum aici, în momentul ăsta, în prezentul acesta, dragii mei, ascultă-mă, timpul meu întâlnește eternitatea lui Dumnezeu. Aici, dragii mei, suntem pe frecvență cu Dumnezeu. În aceste momente, tu și cu mine, prin Duhul lui Dumnezeu, suntem pe frecvența veșniciei lui Dumnezeu. Aici și acum, dragii mei, se trăiesc experiențe extraordinare sau pot să le banalizez. Aici se întâmplă ceva extraordinar. Dacă prinzi această frecvență, părtășie cu Dumnezeu. Dar știi ce face diavolul? Pentru că știi cât de important e prezentul. Vrea să ți-l fure, pentru că e hoț. Nu numai că-i tata minciunii, e hoțul hoților. Și dragii mei, spunea același om, C.S. Lewis, zice, diavolul face un lucru, ne fură prezentul. Și furându-ne prezentul, ne face să trăim în trecut, în amintiri, sau să trăim unii cu capul în nori la ziua de mâine, în iluzii. Viitorul are iluzii, trecutul are amintiri. Și ignorăm prezentul. Pentru că diavolul nu-l fură din fața ochilor. Vreau să spun ceva. Tu știi că diavolul nu vrea să fie aici acum? Și nu neapărat fizic. Știi că diavolul, că tocmai acum îți dă un mesaj pe WhatsApp de la cineva care zice, acum îți dau banii, hai afară. Știi că e dispus să facă orice să-ți fure momentele acestea. E dispus să facă orice să te distragă de la mesaj. E dispus să facă orice, ascultă-mă, să te uiți în altă parte, să te gândești în altă parte, pentru că aici, în punctul ăsta, acum, în clipa asta, ascultă-mă ce spun, timpul tău vremelnic întâlnește veșnicia lui Dumnezeu. De e foarte important să observăm, dragii mei, aceste lucruri legate de prezent și de timp. Doi, ca să nu-ți mai pierzi vremea, trebuie să te oprești din anumite lucruri pe care te fac să-ți pierzi timpul. Oh, intrăm în tough things, cum zic americanii. Trebuie să te oprești din anumite lucruri care te fac să-ți pierzi timpul, dacă vrei să nu-l mai pierzi. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 16, auzi ce spune Biblia, un lucru paradoxal aici. Pavel se hotărâ să se treacă pe lângă Efes, unde a stat 3 ani de zile, unde a stat cel mai mult, unde a predicat cel mai mult, unde s-a simțit cel mai bine. Și cu toate acestea, Pavel e aproape de Efes, dar nu trece prin Efes, știți de ce? Zice, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia. Pentru că există în viață lucruri, dragii mei, pe care dacă le faci, îți pierzi vremea. De-aia e foarte important să înțelegi că trebuie să te oprești. Apostolul Pavel zice că nu vrea să se oprească aici în Efes, dragii mei, pentru că timpul acesta, dragii mei, e un timp pentru care el va fi un timp pierdut. Vreau să vă dau, pentru că ce-ar fi, dragii mei, să nu exerce darul ăsta pe care l-am în a citi studii și în a vă prezenta, pentru că cifrele nu mint, spun încă o dată, cifrele nu mint. Vreau să vă dau niște statistici care m-au pus pe gânduri. Speranța medie de viață în lumea occidentală e undeva la 78 de ani, la noi 74, da? E ok. 78 de ani, speranța medie de viață în Occident. Acum, fiți atenți, la o speranță medie de 78 de ani, vreau să vă spun ce face omul cu anii lui și cu timpul lui. 28 de ani și 3 luni de zile, în medie, un om îi petrece dormind.
Din 78 de ani, 28,3 ani dormind, din care, atenție, 7 din ăștia 28, 7 îi consumă încercând să doarmă. Nu doarme, încearcă să doarmă. Ok. 10 ani și jumătate îi petrecem muncind. 9 ani de zile, dragii mei, la televizor, la Sfântul Instagram, la Sfântul TikTok, rețele de socializare și alte gadgeturi. 4 ani un om îi petrece din 378 mâncând, unii mai mult. 3,5 ani cumulat în viață un om studiază. 2,5 ani din viață îi petrece și îi consumă aranjându-se. Nu e un lucru rău, cred că surorile aici înclină mult mai tare balanța. Dacă s-ar face pe categorii masculin-feminin, cred că ar fi 10 ani, dar în fine, asta e o medie ponderată, poate. 2,5 ani, iar am treabă cu surorile, 2,5 ani din viață la shopping, la cumpărături. Un an și 3 luni conducând mașina. Apropo, 80 de ore pe an, un om pierde în medie căutând lucruri pe care le-a pus într-un loc greșit. Nu știu unde i-a pus telefonul, nu știu. Nu știu unde sunt cheile, habar n-am, capul nu știu unde e. Pentru că le punem într-un loc greșit, ascultă-mă, pierdem 80 de ore pe an din cauza asta. Acum sunt alte date și mai îngrijorătoare, un alt studiu. Hai să vă spun ceva. Verificăm telefonul o dată în medie la 6,5 minute. Cam tot o dată la 6 minute verifici telefonul. Adică de 150 de ori, în 16 ore, cât în mod normal trebuie să fii treaz, că oble dormi în medie. 11 ore pe zi, date contemporane, actualizate, 11 ore pe zi interacționăm cu dispozitive, televizorul, telefonul și alte display-uri și tablete și altceva. 11 ore pe zi noi interacționăm sub o formă sau alta cu dispozitivele acestea. Și vreau să vă spun ceva și mai îngrijorător. Un copil născut în urmă cu 7 ani de zile, deci care are acum 7 ani de zile, deja a petrecut un an de zile întreg în fața telefonului sau televizorului sau tabletei. Un an din 7. Și atunci, dragii mei, trebuie să realizăm că în viață putem să pierdem timpul. Și ca să nu spezi vremea, trebuie, ascultă-mă bine, să te oprești din anumite lucruri care te fac să-ți pierzi timpul și vremea. Știți cum ne putem pierde vremea? Pentru că vreau să ating și aspectele care țin de viața noastră spirituală. De exemplu, să stai într-un loc mai mult decât vrea Dumnezeu. Știi că dacă stai într-un loc, te-a trimis Dumnezeu, te-a pus Dumnezeu să faci ceva și acolo tu stai mai mult decât vrea Dumnezeu, tu îți pierzi timpul? Că tu ar trebui să fii în altă parte. Apostolul Pavel stă 3 ani de zile în Efes. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce pleacă din Efes, se întoarce pe aceeași rută după ce face o misiune în Macedonia, în nordul Greciei, și când se întoarce, Apostolul Pavel nu mai intră prin Efes. Pentru că zice, am stat suficient de mult acolo, nu trebuie să mai trec pe acolo, să mai pierd alt timp. Dar cum? Dar te duci la frații, îi vizitezi, e ok, sunt lucruri bune, dar dacă fac asta, pierd timp prețios din ajunge spre Ierusalim. Uneori, ascultați-mă, ne pierdem foarte mult timp în viață prețios pentru că stăm mai mult într-un loc decât vrea Dumnezeu. Sau mai mult de atât, pierdem și mai mult timp, știți când? Când stăm la un loc cu oameni nepotriviți. Când stai în viață, ascultă-mă, când te înconjori cu oameni nepotriviți, pierzi foarte mult timp. De aceea, dacă nu lași, ascultă-mă ce spun în seara asta, dacă nu vei lăsa să plece din viața ta oamenii greșiți, niciodată nu vei întâlni oamenii potriviți. Dacă nu lași să plece din anturajul tău oamenii greșiți, cu care îți pierzi timpul și vremea, că tot nu se schimbă, că tot nu o de la capăt cu ei, că totul e doar o banalitate, nu faci nimic serios, nu vei întâlni oamenii potriviți. Și de ce n-ai întâlnit încă un om potrivit? Pentru că stai într-un anturaj cu oameni greșiți. O să înțelegem lucrul ăsta, știți? Spune cuvântul lui Dumnezeu, apropo de anturaj, de oameni, de pierdutul timpului, pentru care legătură? Luca, capitolul 6, versetul 12, zice că în zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune. Știți de ce?
când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales din ei 12 pe care i-a numit apostoli. O noapte Iisus o petrece în rugăciune pentru că a doua zi trebuie să-și aleagă 12 oameni alături de care va petrece 3 ani și jumătate pe pământ cel mai mult. Și vreau să vă întreb dacă Iisus Hristos a stat o noapte în rugăciune pentru a-și alege anturajul pentru 3 ani și jumătate pe acest pământ. Vreau să te întreb, câte nopți, câte luni sau poate ani nu trebuie să stai în rugăciune când îți alegi omul cu care vei sta toată viața pe acest pământ? Sau prietenii cu care îți vei petrece foarte mult timp pe acest pământ? Alegerea aceasta, dragii mei, trebuie să ne conștientizeze. Acum Iisus alege 12. Dar fiți atenți, din cei 12, dragii mei, Iisus are un alt cerc. Cercul, dacă vreți, mai intim. Sunt cei 3, Petru, Iacov și Ioan, pe care în situații importante, critice uneori, în situații foarte importante, îi ia numai pe ăștia 3. De ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Marcu capitolul 5, că Iisus Hristos, la un moment dat, când este vorba despre vindecarea fiicei lui Iair, când este trimis ca Iisus să meargă acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus zice că n-a îngăduit, versetul 37 din Marcu capitolul 5, n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de cine? Păi cine a luat Iisus cu el? Iair are o fiică care e bolnavă. Pe drum Iisus pornește și nu ia 12 cu el, ci ia 3. Petru, Iacov și Ioan, zice Biblia, că n-a îngăduit pe nimeni altcineva să-l însoțească în călătoria aceasta decât pe cei 3. Acum, dragii mei, zice că odată ajungi la casa fruntașului sinagogii, acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tângeau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doamne, toți, bă, a murit. Dragii mei, mi se pare sugestiv aici un detaliu pe care îl spune Biblia. Ei își băteau joc de el. Iisus zice, fetița n-a murit, ci doarme. Ce face Iisus? Atunci după ce i-a scos afară pe toți. I-a scos afară pe toți. A luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei 3, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. De ce Iisus nu ia ceilalți 9 ucenici cu el? Știți de ce? Pentru că sunt convins că dintre ei l-ar fi întrebat Iisuse, dar despre ce e vorba, dar cum e, dar de ce? Sunt unii oameni în viață, poate care sunt maturi, care înțeleg mai puțin. Și sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faci și n-ai timp să dai prea multe explicații, pentru că îți pierzi timpul. Petru, Iacov și Ioan sunt genul de oameni care nu prea pun întrebări. Când Iisus în Matei 26 zice, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte, ăștia nu pun, dar de ce, dar când, dar cum? Și spun, ok, am înțeles, mai mult nu. Iisus nu și-a oameni, dragii mei, care să-l tot cicălească toată ziua, dar de ce, dar cum? Acum gândiți-vă, în casă, în loc ca Iisus să facă minunea asta în văzul tuturor, ăia care îl bajocoreau, care îl criticau, care râdeau de el, și ce spune Iisus? Eu n-am timp să vă dau voi explicații. Cu alte cuvinte, afară. Uneori trebuie să scureți cercul tău relațional. Și de ce? Pentru că acolo sunt oameni, nu neapărat răi, atenție, nu-i vorba despre asta, dar sunt oameni cu care îți pierzi timpul. N-ai timp de explicații, n-ai timp să răspund la toți criticii, dacă ai timp să răspund la toți, îți pierzi vremea. Dacă tu ai impresia că îl poți să-l schimbi pe ăla care te judecă și te critică toată ziua, te înșeli amarnic. Îți pierzi timpul. Și prețios. E prețios. Oameni buni, un mod de a răscumpăra vremea, de a face ceva cu adevărat în viață. Îmi place foarte mult la un moment dat ce spune un om care e foarte cunoscut în zilele noastre, Jordan Peterson, cel care a scris 12 reguli de viață, un antidot pentru haos. Știți ce spune omul ăsta? Mi se pare foarte, foarte interesant, pentru că regresesc principiul acesta în primul și în primul rând cu 2000 de ani în urmă la Apostolul Pavel. Și spune Jordan Peterson, zice că mai bine, zice, frica oricum e în viață. Acum că vrem, că nu vrem, frica tot e în viață undeva. Ideea este unde o așezi. Unde așezi frica în viața ta? Spunea Jordan Peterson, poți să o pui în față și dacă o lași ca frica să fie în față, te blochează și nu mai faci nimic. Nu te mai duci un pas înainte. Dar zice el, fă următorul lucru. Nu mai lăsa frica să fie în fața ta, ci pune frica în spatele tău. Și știi de ce? Pentru că dacă așezi frica în spatele tău, o să te îndemne să pleci înainte.
o să te împingă de la spate. Și acum uitați-vă la Apostolul Pavel. Îi cheamă, zice Biblia, la Milet, pentru că n-ai timp să treacă până în Efes, îi cheamă la Milet pe prezbiterii din biserica din Efes și le zice așa: și acum, iată, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu, zice Pavel, nu țin numai decât la ce? La viața mea. Bă, nu te duc, că te omoară la Ierusalim. Nu te duc, că uite ce o să întâmple, că te vor lega. Vine Agap, îi prorocește, îi pune la un moment dat, îi spune: uite-te, vezi, acu-i brâul ăsta, așa îl vor lega. Și Apostolul Pavel, dragii mei, mi se pare foarte interesant că Apostolul Pavel alege în viață să nu pună frica în fața lui. Nu mă duc acolo, mă omor la Ierusalim, ci zice Biblia că a pus frica în spate. Mă duc pentru că știu ceva, dacă nu mă duc, îmi pierd timpul aici. Dacă nu mă duc aici, nu o să-mi împlinesc chemarea și misiunea pe care o am. De aia, un factor de a merge în viață, de a nu-ți mai pierde timpul, nu mai pune frica în față, pentru că nu o să mai faci nimic și o să pierzi zile la rând. Dar nu se poate, dar e prea mare problema, e prea mare riscul. Pune frica, lasă în spate acolo. Și de ce? Să te mâne în față. Să te duce înainte. Frica de a nu asculta de Duhul lui Dumnezeu, care ce face, zice Pavel, și acum, iată, împins de cine? De Duhul lui Dumnezeu. În ultimele zile, pe patul morții, David Brainerd a murit de tuberculoză la 29 de ani. Și ce a scris în ultimele cuvinte în jurnalul lui? Dumnezeule, cât de prețios este timpul și cât de dureros este să văd că se scurge timp. Se scurge în timp ce am făcut atât de puțin pentru scopuri bune. Cât de prețios e timpul și mă doare să văd cum trece timpul și am făcut atât de puțin pentru tine. A murit la 29 de ani și ce mi se pare interesant? Azi, omul acesta, în zilele noastre și nu numai, după moartea lui, la 200 de ani aproape distanță, este considerat ca fiind unul dintre cei mai mari misionari din istoria bisericii. Dar la 29 de ani, un om care și-a dedicat întreaga viață pentru Dumnezeu, s-a dus între triburile native de amerindieni, cu riscul vieții, s-a dus și-a dedicat ani tinereții, întreaga viață, a făcut tuberculoză și totuși pe patul morții scrie că timpul trece și că îi pare rău că trecând timpul a făcut atât de puțin pentru Dumnezeu. Omul ăsta care a murit pentru Dumnezeu, omul ăsta care și-a dedicat viața lui Dumnezeu, are sentimentul că și-a pierdut vremea. Ce am putea zice noi atunci? Ce ar putea zice un om care este 4 ore pe zi, 5 ore, 7 ore pe zi în fața televizorului? Ca să nu-ți mai pierzi vremea, trebuie să-ți organizezi foarte bine lucrurile ca să ai suficient timp. Trebuie să te oprești din lucrurile care îți fură timpul, trebuie să observi anumite lucruri legate de timp, cât de prețios este, că e de la Dumnezeu, că nu e doar cronologie, ci și teologie acolo. Dar apoi, trebuie să-ți organizezi foarte bine lucrurile ca să ai suficient timp. Uitați-vă la Apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit, Apostolul Pavel, dragii mei, uitați-vă cât de bine este organizat. Zice cuvântul lui Dumnezeu: am stat la Troa 7 zile, în ultima zi, în ziua de duminică, când a fost și deși o căzut Teotic și o trăfost nevoie de o rugăciune și s-o prelungi vorbirea până dimineața, a doua zi dimineața, Apostolul Pavel, fie că n-o dormi nimic, fie că o apucat să doarmă un minut, el merge înainte. Știți de ce? Pentru că trebuie să se întâlnească, auziți versetul 13, noi am venit înainte lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim, pentru că Pavel e organizat, pentru că Pavel nu face nimic haotic, pentru că Pavel, pentru că știe că vrea să ajungă la Ierusalim, trebuie să-și împartă timpul în etape, trebuie să-și împartă momentele, să-și împartă timpul, să știe exact cum poate să ajungă acolo. Pentru că asta înseamnă să fii organizat. Trebuie să-ți organizezi timpul ca să ai suficient timp. De aia, uneori în viață și nu numai, trebuie să aplici acest principiu, pentru că e foarte important. Ca să ajungi la timp, trebuie să pornești din timp. Ca să ajungi la timp, trebuie să pornești din timp. Trebuie să încalcul anumite lucruri care pot interveni pe drum. Pavel vorbește până dimineața în Troa, dar pornește în dimineața aia pentru că știe că trebuie să întâlnească la corabie, în Asos, cu echipa lui misionară. N-aveau telefoane, n-aveau mail, vezi că întârziu 5 minute, ne vedem mai încolo, stați la o cafea până vin. Dacă nu erau acolo în momentul ăla, pierdeau corabia.
și să dea peste cap tot planul de a ajunge la Ierusalim. Și Pavel nu vrea să-și piardă vremea. Chiar dacă, ascultați-mă, avem scuza asta, frate, dar n-am timp, îți faci timp. Am mai spus-o în biserică. Trebuie să-ți faci timp, nu există lucruri pentru care trebuie să-ți faci timp. Apostolul Pavel are o agendă foarte încărcată, Apostolul Pavel e la limită, își organizează timpul foarte bine, dar în același timp își face timp, spune Biblia, să cheme de la Efes prebiterii bisericii de acolo, îi cheamă la Milet și acolo stă cu ei, se roagă, le spune tot ce are pe inimă. Pentru că există persoane pentru care trebuie să-ți faci timp în viață. Pentru că există situații, pentru că există cauze, pentru că există rugăciuni pentru care trebuie să-ți faci timp să le înalți. Pentru că există oameni care trebuie vizitați la spital pentru că n-ai timp, dar trebuie să ți-l faci. Pentru că, ascultă-mă, n-ai timp, știu, ești ocupat, dar trebuie să-ți faci timp să vii la biserică, să te întâlnești cu Dumnezeu, trebuie să-ți faci timp. Trebuie să-ți faci timp de părtășie, trebuie să-ți faci timp de slujire. Nu există că n-ai timp. Ascultă-mă, dacă nu te organizezi, într-adevăr, nu o să ai timp niciodată. Dacă vrei să ai suficient timp, trebuie să-ți-l împarți bine. Ascultă-mă ce spun aici. O mare ispită pe care o avem fiecare de ce. Bă, zice, n-am timp, dar știi ce fac? Mâine mă trezesc mai devreme, cu 4 ceasuri, pun ceasul la 4 și gata. O să spun ceva. Nu încerca să câștigi timp încercând să dormi mai puțin decât trupul tău are nevoie. Nu tăia de acolo. Nu tăia din timpul de care trupul tău are 8 ceasuri la unii. Și unul fie har de la Domnul. Dacă atât are nevoie trupul tău, dă-i timpul ăsta. 5 ore are nevoie, 6, dă-i, nu tăia din timpul ăsta de odihnă. Știi de ce? Pentru că vreau să spun ceva, dacă încerci să dormi mai puțin decât trupul tău are nevoie, vei pierde mai mult după aia. Știi din ce cauză? Din cauza oboserii fizice și mentale. Vei face greșeli pentru că mintea ți-e obosită și încetășată. Vei face greșeli pe care nu le-ai fi făcut dacă aveai mintea odihnită. Îi face greșeli și vreau să spun ceva, greșelile te costă timp prețios. Greșelile trebuiesc reparate. Vorba românească, graba ce face? Strică treaba. Vă dau un exemplu. Ai aflat că și tu ai așa Duhul lui Dumnezeu în tine. Băi, ai așa, ăla are ceva cu mine, e supărat pe mine, parcă nevastă l-ai văzut, că e puțin așa. Da, zice, și-o am văzut. Ascultă-mă, și o problemă e recentă, de o zi, două. Dacă îi pune mâna pe telefon, ascultă-mă ce spun, și l-ai sunat un minut, frate, Domnul să-i binecuvânteze, scuze-mă cum te-am văzut, n-am bucat să-i salut, Domnul să-i binecuvânteze, dacă ți-ai face timp acum să-l suni un minut, ascultă-mă, ai rezolvat problema pe loc. Dar și ce faci? N-ai chef să-l suni. Și ce poți rezolva cu un telefon, pentru că am mâini, peste 4 zile afli că chiar supăra mai tare pe tine. Și pentru că n-ai vrut să rezolvi cu un telefon și te costa, nu știu, 30 de cenți, va trebui peste 4 zile să te întâlnești cu omul ăla la un prânz, să-i dai o cină gratuită. Pentru el, scumpă pentru tine. Trebuie să-l îmbunezi, să-i dai și desert, să-i ridice glicemia. Și trebuie să-ți faci timp să te întâlnești cu el și mai pierzi 2 ceasuri în trafic, ora de înșantier toată ziua. Nu? Și jumate de zi ți-ai irosit-o cu ceea ce puteai să faci într-un minut la telefon. N-ai făcut-o la telefon, îți trebuie întâlnire, îți trebuie masă, îți trebuie discuții, îți trebuie să îți povestească toate ofurile. Ok. Nu faci nici treaba asta, nu-l scoți la masă, pentru că ai arici la buzunar. Foarte bine. Nu, acum trebuie să intervină după 2 luni o a treia persoană. Asta e păstorul în cazul ăsta. Deci îmi dați de lucru și mie. Și masa e mai scumpă după aia. Oameni buni, și trebuie să te gândești, bă, dacă dădeam acum 2 luni un telefon, într-un minut, rezolvam problema. De-aia cizelează, de exemplu, rebeliunea copilului tău când e mic. Pentru că dacă o faci și dacă începi când e adolescent, îți trebuie ani de zile și nu sunt sigur că o să iasă. Tratează o infecție mică. S-a lovit unul la picior, mi-a zis, a fost să mă rog pentru cineva, s-a lovit la, o da cu piciorul, nu la viață, ci efectiv, s-a lovit, dar s-a lovit rău de tot. Unghia i s-a infectat. Și ce o zice? Lasă-mă că merge, dacă nu doare, dacă nu urlă, dacă nu vorbește, mă duc mai departe. O strâns din dinți și o șchiopătat din picior. Și-o lăsat o zi, și-o lăsat 2, și-o lăsat 3 și s-a infectat tot mai tare, tot mai tare. După 3 săptămâni de zile, a dat aproape în septicemie. Era să moară.
Dacă o rezolva pe loc cu un Rivanol, cu un, nu Mona, ci folosiți altceva, nu știu, un dezinfectant, se rezolva problema pe loc. De aia, dragii mei, trebuie să învățăm un principiu ca să nu ne pierdem vremea. Rezolvă problemele când îți mici. Pentru că lași să treacă timpul, devin mari. Și când problemele devin mari în viață, o să-ți ia mult timp. Și nu e sigur că le mai poți rezolva. 4. Trebuie să ai niște obiective la care să lucrezi pentru a le atinge într-un anumit timp. Dacă vrei să nu-ți mai pierzi timpul, dacă vrei să nu-ți mai pierzi vremea, trebuie să ai niște obiective la care să lucrezi pentru a le atinge într-un anumit timp. Care e obiectivul lui Pavel aici, dragii mei, pe termen scurt? Obiectivul lui Pavel, auziți în versetul 16, ce Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, că se grăbea, dacă îi va fi cu putință, să ajungă unde? La Ierusalim, când? De ziua cincizecimii. Obiectivul lui Pavel, dragii mei, este să ajungă la Ierusalim. Obiectivul lui este unul clar setat. Bă, peste 2 luni de zile trebuie să ajung acolo. Și îmi calculez timpul și îmi organizez agenda și pregătesc echipa și oamenii și resursele, așa încât merg pe jos, merg cu corabia, dar trebuie să ajung de ziua cincizecimii la Ierusalim. Pentru că asta înseamnă să te organizezi, pentru că asta înseamnă să ai un obiectiv. De-aia, oameni buni, ca să nu ne mai pierdem vremea, trebuie să ne trasăm niște obiective clare în viață. Pavel, dragii mei, uitați-vă, are obiective clare trasate în viață, pentru că omul ăsta își cunoaște clar identitatea și misiunea. Câtă vreme, ascultați-mă, câtă vreme nu-mi cunosc identitatea spirituală, câtă vreme nu-mi cunosc chemarea, nu voi avea obiective clare în viață și nu le voi atinge niciodată și voi pierde vremea și voi risipi ani în timpul vieții, vorba lui Iorga, și voi cerși clipe în fața morții. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1, spune foarte clar cine este și ce are de făcut. Și de aia omul care știe cine este și ce are de făcut, are obiective în viață, știe ce trebuie să facă. Când știi cine ești, când știi ce ai de făcut, știi foarte clar obiectivele pe care trebuie să le împlinești. Pavel, roba lui Iisus Hristos, Roman, capitolul 1, versetul 1. Ascultați-l pe Pavel, dacă îl sculai la 2 dimineața din pat, dacă îl întrebai la 11 noaptea, dacă îl întrerupeai în timp ce predica și întrebai cine ești, Pavel ți-ar fi spus foarte clar, cine sunt eu? Simplu, eu sunt roba lui Dumnezeu, chemat să fiu apostol, pus deoparte să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu, clar. Când știi cine ești, când știi ce ai de făcut, știi unde trebuie să ajungi. Și de ce nu avem obiective în viață? Pentru că noi ne cunoaștem identitatea. Pentru că noi ne cunoaștem chemarea. Și astăzi, dacă există ceva puternic la nivel de societate, aproape patologic, spunea Eric, cel care a definit conceptul de criză de identitate. Și ce spune omul acesta? Tot mai mulți oameni suferă de criză de identitate. Pur și simplu oamenii nu știu cine sunt. Știți cum se manifestă criza de identitate? Lipsa unui sentiment de apartenență. Compromis. Oamenii ăștia fac compromisuri pentru a fi acceptați în anumite cercuri. Mai mult de atât, predispoziție la izolare și depresie și chiar suicid. Și altceva, absorbi când ai o criză de identitate, când nu știi cine ești, absorbi personalitatea altuia și devii plagiatul altuia. Și copiezi pe alții și modelele lor și gândirea lor și vorbirea lor și trăirea lor. Pentru că tu nu știi cine ești. Și de-aia vrei să fii ca alții. Și de-aia vrei să ai ce au alții. Și de-aia nu să te mulțumească niciodată mașina ta, nu să te mulțumească niciodată casa, nici nu să te mulțumească copiii, nici soția, nici nimic nu să te mulțumească. Și de ce? Pentru că tu ai o criză de identitate. Și vei încerca întotdeauna să absorbi ceea ce alții au. Pavel are obiective clare în viață. Trebuie să ajung la Ierusalim. Dar, dragii mei, Pavel are un obiectiv pe termen lung, nu doar scurt, ci și termen lung. Pentru că l-am organizat, are obiectiv pe termen scurt și pe termen lung. Care e obiectivul de o viață a lui Pavel? Nu de o zi, nu de o lună, nu un an. Știți care este obiectivul de viața lui Pavel? Filipeni, capitolul 3, versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru el, zice Pavel, am pierdut toate și nu mai pierdut vremea. Pierzând lucrurile, nu-ți mai pierzi vremea. Și spune apostolul Pavel, auziți, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. De ce?
ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și auziți obiectivul lui Pavel, obiectivul major pentru o viață întreagă, pentru care merge până dincolo de lumea aceasta, este un obiectiv care nu e numai pentru pământul ăsta, e un obiectiv care va fi atins în veșnicie, zice Pavel, zice, ca să ajung, zice, și să-L cunosc pe El. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiu, dar las tot ce-i în urma mea și mă avânt înainte, pentru că am un obiectiv. Eu vreau să ajung acolo în cer. Eu vreau să ajung la finish-ul din împărăția lui Dumnezeu. Păi mă interesează pământul acesta. Eu nu am repere temporale doar. Eu am repere veșnice, eterne. Pentru că asta înseamnă să ai obiective în viață. Pentru că asta înseamnă să nu mai pierzi vremea. Și de ce ne pierdem vremea? Pentru că nu observăm cât de important este timpul. Ne pierdem vremea, dragii mei, pentru că nu ne oprim să vedem că sunt lucruri pe care ne fac să ne pierdem timpul. Ne pierdem vremea, dragii mei, și de ce? Pentru că nu ne organizăm. Pentru că avem o viață de haos, pentru că trăim de azi pe mâine. Pentru că azi nu faci nimic și mâine vrei să le faci pe toate. Și nu o să faci nimic bun. Faci lucruri pe jumătate de măsură. Ne pierdem vremea pentru că nu avem obiective. Dă-mi voi să te întreb în această zi. Care sunt obiectivele tale spirituale? Dacă îmi dau un test, un extemporal, ce fain sună cuvântul ăsta. Te rog frumos să-mi treci pe listă 4 obiective spirituale. Ai 2 minute la dispoziție. Nevastă, dă-mă o sămulă timp să văd ce scrie acolo. Pentru că nu știm. Pentru că nu știm, pentru că nu avem obiective. În încheiere, o să spun, legat de timp. Când ucizi timpul, spunea Tozer, nu uita că nu mai poți să-l învii. Asta e drama. Când ucizi timpul, să nu uiți că nu mai poți să-l învii. Nu-l poți resuscita, poți să te rogi cât vrei, pentru că vorba fratelui nostru Chris în amăgire, însă timpul trecut nu se mai întoarce nici când înapoi. Dacă ai omorât timpul, hai să pierdem timpul, frate. Vreau să știți că suntem profesioniști și nu ne pierde timpul. Am ajuns profesioniști, specialiști în a pierde vremea. Dar timpul omorât, spunea Tozer, nu-l mai poți învia. Știți, apropo de pierdutul timpului, de cât să-ți pierzi tu timpul? N-ai vrea pe diavolul să-l faci să-și pierdă timpul cu tine? Nu ascultați că asta, când am citit săptămâna asta, m-a bulversat puțin. Auzi? Deci nu mai îți pierde timpul tău că e valoros. Dar fă-l pe diavolul să-și pierdă timpul cu tine. Ascultați. De multe ori diavolul vine la noi să ne ispitească ca la Iisus. Și știți de ce? Tot continuă să vină. Nu de 3 ori, de 30 de ori pe zi. Și de ce vine? Pentru că are succes. Diavolul vine de 30 de ori pe zi să mă ispitească pentru că vede că are succes. O venit la Iisus odată, o venit a doua oră, o venit a treia oră și spune Biblia, pentru că Iisus Hristos i-a dat bloc, nu pe Facebook, nu la, ci efectiv l-a blocat cu Scriptura. Este scris, este scris, buf, l-a închis, este scris, buf. Și la un moment dat, Dumnezeu zice, ce-a făcut? O, plecat. Pentru că diavolul a realizat că își pierde și el timpul. Și atunci, n-ați vrea să ne îndumnezim mai mult. N-ați vrea să ne umplim mai mult de Scriptură. N-ați vrea să ne umplim mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, de înțelepciune. Și efectiv să-l faci pe diavolul de azi încolo, mâine când vine, să vină o dată, să vină de 2 ori. Și până acum a avut succes extraordinar și cu telecomanda, și cu tastatura, și cu telefonul, și cu cuvinte, și cu nevasta, și cu toți. Au încercat, tot ce au încercat au reușit. Că de-aia tot vine, pentru că vede că are succes. N-ai vrea să-l frustrezi și să-și dea seama că de fapt își pierde timpul cu tine și să plece de la tine. Deci decât să-ți mai pierzi timpul, n-ați vrea și n-am vrea oare astăzi, oameni buni, să-l facem pe diavol să-și pierdă timpul. Eu mă rog să se întâmple asta. Să ne ajute Domnul asta. Știți a câtea zi din an e astăzi? 2023, știți a câtea zi din calendar e astăzi? Nu vă stresați, am documente, sper că am citit bine. Suntem în a 78-a zi anului calendaristic.
E primăvară. Florile înfloresc, păsările ciripesc. Ne trezim din astenie, suntem în a 78-a zi a anului calendaristic. Vreau să știți că Dumnezeu vorbește despre un astfel de an? Anul de îndurare al Domnului. Există un an calendaristic și există un an de îndurare al lui Dumnezeu. Dar acum vreau să spun ceva ce ar trebui să se pune pe gând. Noi suntem în primăvară acum. Începe primăvara, abia așteptăm. Dar te-ai gândit că poate în anul de îndurare al lui Dumnezeu tu ești pe 31 decembrie? E pe sfârșit. Mai e câteva ore. În anul calendaristic mai avem mai avem vară, mai avem abia început de prim, mai avem toamnă, mai avem iarnă. Dar te-ai gândit că poate nu ești pe 19 martie, ci ești pe 31 decembrie? În anul de îndurare al lui Dumnezeu? Și atunci, dacă timpul trece, dacă nu știi cât mai ai, n-ai vrea ca să schimbi ceva în viața ta astăzi, ca să nu-ți mai pierzi vremea. Am stat de vorbă în urmă cu mai mulți ani de zile cu un frate, căruia medicul i-a spus că mai are de trăit între 2 și 3 luni de zile, la 43 de ani. Atât i-a spus. A zis cât? Cât ce? Cât mai am de trăit? Domnul doctor, spune-mi că trebuie să știu. Zice, ascultă-mă, 2, maxim 3 luni de zile. Atât mai ai de trăit. Și când am discutat cu omul ăsta, când am stat mai mult timp cu el, mai multe întâlniri, mai multe părtășii cu el, știi ce mi-a zis printre altele? Mi-a zis, Dorel, percepția mea asupra timpului s-a schimbat radical. Știu cum vedeam timpul înainte. A zis, efectiv îl vedeam ca un ceas care trece, orele se duc, se învârte, efectiv fără sens. Dacă se poate, puneți imaginea asta că e sugestiv, a unui ceas. Vezi până nu-i cancerul lângă tine, până când nu-i moartea, când suflă în ceafă. Până când nu ești în proximitatea finitudinii vieții, cam așa e viața, ca un ceas. Și clipele se duc și vin. Și se învârte roata și se învârte și se învârte și de la capă și mai trece o zi și încă 2 și încă o lună și încă o săptămână, la anul și la mulți ani. Și îmi spunea, Dorel, așa am perceput timpul multă vreme. Până ieri, când mi-a spus că mi-am de trăit între 2 și 3 luni de zile. De ieri mi-a zis, Dorel, nu mai percep timpul sub forma asta? Și a zis, pentru mine timpul e ca o clepsidră. E ca o clepsidră. Și ne ajută imaginea asta. Nu mai priviți viața ca un ceas care trebuie să se învârtă la nesfârșit. Cred că ăsta e modul cel mai potrivit de a privi viața biblic. Știți cum e? Ca pe o clipsidră. Mai puțin. Mai puțin, mai puțin, mai puțin. Mai o săptămână, poate mai o zi. Dacă am ști că mai avem de 37 zile, 24 de ore, am schimbat ceva în viața noastră? Am mai pierde vremea? Ne-ar mai interesa ce spune Iohannes și Ciucă? Ne-ar mai interesa oare condițiile meteo atât de mult? Ne-ar mai interesa banalitățile zilnice, rutina zilnică a vieții? Cred că nu. Cred că am schimbat ceva. E cineva aici care înțelege că a pierdut mult timp din viață? Hai să ne rugăm, hai să ne ridicăm picioare. Mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu îl transmite în seara asta din viața Apostolului Pavel, care nu vrea să-și pierdă vremea în Asia, să meargă la biserică, culmea, pentru că trebuie să ajungă la altă biserică. Nu unde vrea, ci unde e chemat de Dumnezeu. Ce faci cu timpul tău, omule? Cât mai ai? Viața ta e ca o clepsidră. Acolo e mult în aia, e jumate, dar poate că la tine mai sunt câteva firicele și se termină tot. Învață-ne să ne numărăm bine nu anii, ci zilele. Învață-ne să ne numărăm bine zilele.
să nu le mai pierdem, să nu ne mai pierdem vremea. Doamne, vreau să mă opresc astăzi. Doamne, vreau să mă organizez, să-mi organizez timpul, să nu mai pierd. Doamne, vreau să am un obiectiv clar ce fac cu timpul meu. Doamne, am observat ce spui despre timp și despre vreme. E cineva aici care simte remușcare în inima lui? E cineva aici care înțelege că a pierdut mult timp și că l-a risipit și că vom da socoteală pentru el? Astăzi ce putem face este să răscumpărăm vremea, spune Apostolul Pavel, că zilele sunt rele. Haideți să răscumpărăm vremea și dacă există o modalitate de răscumpăra vremea, prima și cu care putem începe acum, este să ne rugăm. Să ne rugăm și să ne pocăim și să-i cerem lui Dumnezeu putere. Să trăim fiecare zi diferit, să trăim fiecare zi pentru El. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Îndemnați-vă unii pe alții, nu mâine, nu poi mâine, ci astăzi. Astăzi nu-ți mai pierde vremea, astăzi răscumpără vremea. Dacă nu ești întors la Dumnezeu, dacă n-ai făcut un legământ cu Dumnezeu, dacă nu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, nu știu exact câte firicele de praf mai sunt înclepsite a vieții tale, nu știu exact câte ceasuri mai ai, nu știu câte luni mai ai, nu știu câte zile sau săptămâni mai ai, nu știu câți ani mai ai. Știu doar că trebuie să iau decizie în seara asta. Ce ai de gând să faci cu timpul tău? Îl pierzi? Îl risipești? Sau începi să răscumperi vremea? Sau începi să ții contabilitate și să prețuiești fiecare zi? Și când te trezești în fiecare dimineață spui: Doamne, ce aș putea face astăzi să aibă ecou în veșnicia mea? Ai vrea să ne rugăm Domnului astăzi? Să ne plângem, să ne plângem păcatele de a fi risipitor de vremea lui Dumnezeu, să fi risipit atât de multe momente, nu kairos, ci acele momente de întâlnire cu Dumnezeu, cruciale din viața noastră. N-am cunoscut de multe ori vremea cercetării. N-am conștientizat că Domnul e aici. Aici nu e o chestie cronologică, două ceasuri în biserică, e o chestie de intensitate, e o chestie de revelație. Dar aici, acum, Domnul este prezent. Aici, în momentul ăsta, în prezentul acesta, în clipa asta, ascultă-mă, timpul tău vremelnic întâlnește eternitatea lui Dumnezeu. Nu-ți mai pierde vremea pentru numele lui Dumnezeu, nu-ți mai pierde vremea, răscumpără vremea, trăiește fiecare zi diferit, schimbă-ți prioritățile, organizează-ți timpul. Stabilește-ți obiective clare pe care trebuie să le atingi săptămâna asta. Musai să citesc Faptele Apostolilor. Săptămâna asta musai să mă rog jumate de oră, indiferent ce-o vii. Săptămâna asta vreau să mă duc cel puțin la doi oameni bolnavi să-i vizitez. Săptămâna asta trebuie să răscumpăr timpul. Săptămâna asta trebuie să stau mai puțin în fața televizorului, mai mult cu pruncii mei și să mă rog cu ei. Haideți să răscumpărăm vremea începând rugându-ne Domnului în seara asta. Doamne.